Doamnelor și domnilor, tot în penitenciarul de maximă siguranță București-Rahova, lângă mine am primul terorist al României. Așa a fost numit, domnul Dragoș Ciupercescu. Domnule, nu m-a condamnat pentru terorism, cred că nu v-ați gândit că o să fiți. Nu, niciodată nu m-am gândit așa ceva, dar, din păcate... Sunteți primul condamnat pentru terorism? Da, da. Din păcate n-am reușit să plec ca Omar Khayyam. Să iau în spate o blană de oaie, să fac BE și să plec. N-ați reușit? Nu. Nu am avut relațiile dânsului, probabil. Ce se întâmplă? Deci, cum ați ajuns aici, până la urmă? Facem un concurs de împrejurări și cu ajutorul justiției. Ați ajuns. Se poate, bineînțeles. Ce vreau să vă spun? În primul rând, faptul că în urma acestei condamnări de 18 ani am realizat că sistemul juridic merge și nu prea. În genul că s-au prelevat de două articole din lege pentru a promulga un al treilea, practic o rezultantă acestora. Deci, din omorul calificat, care zice că prin prijaci ce pun în pericol viața mai multor persoane în pericol, l-au raportat și la 176 pentru a putea da această pedeapsă. Ceea ce nu este legal, pentru că atâta timp cât în această faptă există un singur certificat medico-legal, e puțin probabil să zici două sau mai multe tentative de omor. Și când, deci există un singur certificat medico-legal care arată că, atestă că există, s-a pus viața în pericol a unei persoane. Atât. Dar știți că eu n-aș vrea acum să vorbesc despre acest atentat al lui Dragoș Ciupercescu. Aș vrea să vadă telespectatorii un cetățean și să-mi spuneți dumneavoastră cine sunteți de fapt. Unde v-ați născut? Ce școală ați avut, familia dumneavoastră unde locuiește și apoi să ajungem aici. Pentru că toată lumea a vrut să vă catalogheze terorist. Nimeni nu știe decât că sunteți o persoană foarte dură care a vrut să omoare oameni. Haideți să vedem cine... Așa. Haideți să vedem cine este acea persoană. S-a născut în București, am 35 de ani acum. Mulți înainte. Și eu sunt, mulțumesc la fel, am fost căsătorit, am divorțat în 1999 din motive personale, am un copil de 10 ani care sunt acum stabiliți în Germania, nu țin legătura cu ei telefonic, practic când am voie să dau telefon de aici, vorbesc cu fosta mea soacră, care mă înțeleg foarte bine, culmea, și care a rămas foarte uimită ce s-a întâmplat și că am ajuns aici. În plus, ce pot să vă spun... Am făcut liceu Grivița Roșie, 12 clase, am lucrat, deci toată perioada, deci de când am fost, am terminat armata în 89-90, am prins Revoluția în Sighișoara, am lucrat. Deci nu mi-am câștigat existența prin infracțiuni sau ce s-a spus că aș fi fost un asasin profesionist cu bandă de racheți prin Spania sau asasinate la comandă. Este o invenție a presei. Și o să o devedesc chestia asta. Nu am fost niciodată plecat în Spania sau în altă țară din comunitatea europeană. Până în prezent nu am fost plecat. Și... Poate plecați de aici, în penitenciar, așa, o plimbare, așa. Nu, greu de spus. Nu, imposibil. Deci, vă spun cu cea mai mare certitudine că este imposibil așa ceva. Ce pot să spun, că am lucrat după aceea o perioadă de aproape 8 ani de zile în... cadrul structurilor Ministerului Apărării și după aceea am lucrat la niște firme de pază protecție, de care nu am fost dat afară. Practic, când am considerat-o că nu mai pot lucra acolo, deci nu mai îmi convenea, să zicem, salariul sau anumite obiective care eram forța să le execut, plecam, îmi dădeam demisia. Sau găseam o slujbă mai bine plătită. Deci nu am făcut, nu am avut o viață care s-a bazat pe comiterea de infracțiuni. Și chiar dacă mâine mai jibera... Erați un tip rebel? Erați un... Doamne, mai mult, să zic că mai degrabă aș fi conservator. Culmea că sunt conservator. Foarte liniștit în vederea de treaba mea, nu plăcea să mă intereseze ce face el sau nici să intereseze ce fac eu. Foarte liniștit, discret. Genul ăsta, discret. Nu plăcea să deranjez sau să fiu deranjat. Era singura moto în viață. Nu deranja și să nu fi deranjat. Faptul că eu mi-am recunoscut în prima fază a anchetei vina. Pe mulți i-am mirat. Nu vă las să ajungeți acolo. Și de ce? Haideți să zicem că eu sunt eu și încă 5 telespectatori nu știu despre fapta dumneavoastră. Haideți să vedem ce scrie în acel rechizitoriu sau haideți să vedem ce ați făcut dumneavoastră. Să urmăm așa, pas cu pas.
Ce a făcut Dragoș Ciupercescu? A luat o bombă, cum se numește, ce era? Deci cea care ar fi fost grenade defensive care au explodat, cea care a explodat la liceul Jamone. Deci, ați avea o grenadă în mână, nu? Nu, doamnă, deci să explicăm clar. Aceste grenade au fost mai multe, care au fost luate într-un depozit militar. Au fost niște grenade luate dintr-un depozit exact. Militar. Cine le-a luat? Acum, cum am recunoscut în fața instanței, trebuie să spun că eu. Adevărul este cu totul altul, dar nu pot să mențin și să spun că altcineva a făcut, pentru că nu am probe, iar persoana care am declarat că ar fi făcut chestia asta nu există, din punctul de vedere al serviciului de informații. S-a făcut clar. Eu răspund, nu există persoană în cadrul seriului. Și cu asta s-a terminat. Dar... probele pe care eu le-am încercat să le aduc în instanță au fost refuzate, nu mi s-au admis niște martori sau nu au fost deci dumneavoastră în instanță a spus că dumneavoastră sunteți persoana care ați... Nu, în cercetarea penală. Dumneavoastră ați luat... Încercând să aduc adevărații vinovați în fața justiției, dar nu s-a putut. Deci mi s-a tras și atenția că nu voi reuși să fac chestia asta și că eu voi... Haideți să lăsăm instanța la o parte, da? Cercetarea penală, dumneavoastră ați luat acele grenade, dar așa ați spus. Că da, deci, dar de fapt nu dumneavoastră ați luat. Nu. Pentru că nu aveam posibilitatea, pentru că acest depozit era păzit. De câte grenade era vorba? Bănuiesc că vreo 7 sunt. 7, da, 7 grenade. 7 grenade. Da. Care, pe care așa dumneavoastră, până la urmă le-ați recunoscut, deși nu le-ați luat dumneavoastră. Da, le-a luat o altă persoană. Deci am urmărit să aduc și acea persoană în instanță. Nu s-a putut. Ok, haideți să nu vorbim despre Vasilescu. Dar să zicem, Ionescu a luat 7 grenade, eu a trebuit să le recunosc, adică dumneavoastră. O situație mult mai complexă, ca să înțelegeți, să vedem motivarea acestor lucruri. Eu păi, dacă să vorbim de motivare, trebuie să vorbim, să știe lumea despre ce e vorba. Deci, serviciile informații aveau la cunoștință sau aveau ceva informații că la venirea președintelui Statelor Unite în România, pe 14 sau 13 ianuarie 2003, agenția de spionaj care funcționa în cadrul ambasadei Irakului, atunci fiind sub conducerea lui Saddam Hussein, avea ordin să încerce un atentat sau chiar să lichideze pe președintele Bush în București. Condițiile erau destul de propice. Ar fi urma o conferință în public, în aer liber, sunt alte condiții, se pot face. Deci existau. Orice mijloc încercau să facă acest lucru sau măcar să încerce un atentat. Având aceste informații, ei au încercat și au reușit să îndepărteze acest pericol. Cum? Acest atentat de la Jamone a fost motivul clar, pe care eu nu că-l bănuiesc, dar sunt sigur că acesta a fost pentru care ambasadorul din 2002, care exista ambasadorul Irakului la București în anul 2002, a fost extradat, a fost declarat persoana non grata și trebuie să părăsească țara noastră, România, în 24 de ore cu tot ambasada, cu tot personalul. Deci 24 de ore ambasada, trebuie să plece, da. Ambasadorul împreună cu tot cei care... Tot ce era în ambasada trebuie să plece. Și au plecat. E un act foarte grav. Cei care nu știu asta trebuie să știe că în momentul în care declară un ambasador persoana non grata și țara ar fi fost riverană sau vecină cu noi, urma o stare de război. Aflându-se la câteva mii de kilometri de noi, țara nu se poate face practic. Iar relația cu noi s-a rupt atunci imediat. Ce a urmat? Bineînțeles că Bush avea în București, nu s-a întâmplat nimic, a fost bine mersi. Deci dacă aș fi fost acel atentator care s-a zis că, domnule, aveam eu ceva, am spus și în presă, că cu Bush, împreună cu un ofițer serie, am pus la cale să-l asasinăm, dacă s-a făcut un atentat cu două zile înainte să vină Bush, oriunde în București, cu grenadă, cu bombă, cu orice, pun pare că Bush n-ar mai fi venit la București. I s-a făcut o țară nesigură și nu ar mai fi venit. Da. Și oricine om care și-a gândește cât de cât și a văzut că am pus ce se întâmplă în atentatele astea din lume, în general, își dă seama că asta este un fals atentat. Nu a murit nimeni, nu a fost o putere explozivă extra, practic un fel de încercare de a demonstra că și aici se întâmplă așa ceva și că cineva, uite, răspunde sau cineva o să facă ordine în chestia asta. Cine a fost acel cineva? Normal că seria a cerut atunci puteri speciale, de ascultare, de interceptare, bani, echipamente, oameni. Le-au primit. Mai zic că după aceea a urmat treaba cu Marhai Sam, care și așa e cu sută cu ață albă. Deci, până la urmă, datorită dumneavoastră, ei au rămas, au primit și echipamente, au primit toate dotările. Din cauza mea, pentru că din cauza se poate întâmpla, situații, nu? Din cauza acestei situații, exact. Și după aceea ce s-a întâmplat? Ați văzut că
Acum, într-adevăr, să răspunde la orice amenințare. Adevărată sau falsă? Până acum au fost false. Cu amenințarea cu bombă. Trebuie să răspund. Vin și cercetează. Înainte erau mai ușor. Nu prea veneau la așa ceva. E glumă, verificați voi, vedeți dacă e ceva acolo. Acum nu se mai consideră glumă. S-au dat și lei speciale vis-a-vis de asta. Interesant este că dumneavoastră ați aruncat această grenadă, da? Liceul Jamone, undeva aproape de casa lui Iliescu. Cine știa că este casa? Nu este zona mea. Eu sunt aici din Rahova, n-am nicio treabă cu... Nu știam foarte bine cartierul ăla, doar din auzite sau poate că am trecut o dată sau nu. Când mă duceam câteodată în liceu, când am fost la anii de liceu ai mei, din 84-89, munceam la... Lângă televiziunea acolo există un bazin de not acoperit. Mm-hmm. Atât. Am fost și acolo de vreo două ori, pentru că e foarte departe de mine. Nu aveam niciun interes sau vreun interes în zonă. Bun. Ce se întâmplă? Ce vreau să vă spun vis-a-vis de ce a spus domnul Iliescu. Domnul Iliescu s-a supărat pentru că era aproape de casa dânsului. Înțeles. Normal. Și atunci a zis, a început să dea șefii poliției, șefii BCC-ului și tot ce a fost, și medii de informație. Probabil au fost dăniși. Fostul președinte a înțeles că la un moment dat o să ajungă și la casa lui, pentru că nu este distanța foarte mare față de casa lui. Nu, practic l-a deranjat incompetența sau neputința celor în drept să afle. Plus că cei de la serie au spus un adevăr, le-au scăpat un adevăr. Care au spus așa, au fost în jur de 20 de atentate în România după 1989. Toate au fost dejucate, atenție, mai puțin cel de la Jamone, în care este un singur om. De obicei, toate atentate care au fost făcute au fost cu mai mulți oameni organizați, în spatele unor servicii secrete. Deci există o anumită filieră pentru chestia asta. Nu se poate unul singur să facă așa ceva. E și greu și nu rezultă nimic din treaba asta. Ce câștigi din treaba asta? An de pușcărie, nu? Bun. Ce vreau să vă mai spun? Vis-a-vis de faptul că am fost încarcerat. În ce fel am fost? Deci scos din casă, tăbărât pe mine, 6 inși. Și erau foarte speriați. Unde vă aflați în momentul încarcerării? Acum? În momentul... Nu, în momentul când v-au arestat, unde vă aflați? Eram acasă, un prieten, așa, prietenul m-a sunat să mă duc până la el, pare că i-a urmărit chestia asta, am ieșit din casă și au sărit pe mine, pe stradă. După aceea, când am fost la percheziție, erau foarte speriați. Cineva le băgase în cap ideea că, domne, pui pe ceva mâna, poate să sară toată casa în aer. Și am zis, mă întreb, ce aveți așa, să deschid eu aia, să deschid eu frigiderul, deschid eu ușa, să... de ce s-a întâmplat? Nu, ca să știm noi, ca să fim noi siguri. Și pe aia înseamnă că... Deci nu vreau să deschidă nimic, v-au... Da, să deschid eu, pentru că... Ulterior mi-a spus că eu au fost informați, mă numesc că se informat că s-ar putea să fie capcane în casă și... În case în care eu intram cu o prietenă, două, trei, nu se putea face și ceva. Intrau prieteni, familia, face și ceva. Asta era ideea. Deci cineva le găsea această idee în cap. Dar ce v-au găsit în casă? Am înțeles că acolo v-au găsit mai multe... Mai multe ce? Deci nu o capse genofix, din acelea care se împușcă în perete, în beton, în care trebuia să-mi pun tablourile, pe care n-am mai apucat. Pentru că n-ai având un pistol special pentru așa ceva, n-ai cum să le folosești. Le cumpărasem din târg pentru așa ceva. Atât s-a găsit la mine în casă. Și în toate pregătițele care au făcut, s-au găsit arme, munții sau cutare. Acea granadă de la cimitir, eu le-am predat. Pentru ce anume? Acea granadă de la cimitir, le-am predat eu, erau mai multe, deci eu le-am predat. În sensul că vreau să le arăt că, nu, uite, eu am bună voință, eu vă arăt ce s-a întâmplat. Dar gândul meu ascuns era să trag și pe cei de alții vinovați după mine. Nu s-a putut, asta e. Eram atunci într-o stare de nesomn după 3 zile de nesomn. Plus că slăbisem în jur de vreo 16 kg. Pentru că starea de stres în care eram, nu mai mâncam, nu puteam să mănânc. Și nu o să mai spun stilul de apărare care se folosește și în instanță. Și în, deci apărătorii sunt nuli. Fac decât figurație. Mai rău te și încurcă. La TMB, când eram în instanța de fond, mie practic, fiind civil, parchetul militar mi-a făcut rechizitoriu, ceea ce este ilegal. Tu erai civil, de ce parchet militar? Pentru că au încercat să verifice declarațiile. În principal, în prima fază n-au vrut să verifice ce am spus vis-a-vis de SRI. Am insistat, am cerut martori,
care făcea legătura între mine și SRI de la armată, nu l-au găsit, nu l-au audiat niciodată pe acest om. În instanța am reiterat această cerere, am spus că s-a mutat de 2 ani de la această adresă. N-am putut să mai fac nimic. Deci mi-au închis gura, n-ai ce să-i faci. Eu n-aveam pe cine să trimit să-l caute, să-l aducă în instanță. Cum ar fi venit? N-avea nimic de ascuns. Nu aveați apărător? Aveam apărător din oficiu. Și acest apărător din oficiu, o avocată, nu mai știu exact cum se numește acum, eu făcusem un recurs împotriva... Deci, ce s-a întâmplat? Judecătoarea a cerut ca actele de cercetare penală să fie date înapoi la organul competent, și anume parchetul de pe lângă TMB, să fie terminată și să facă un rechizitoriu, să nu mai fie cel făcut de către parchetul militar. Ajung la curtea de apel. Curtea de apel a desfințat această sentință și a trimis la judecare în continuare. Să se judece. A trimis la rejudecare. Nu, a trimis să se judece cauza în continuare. Deci a respins această sentință prin care TMB-ul cerea refacerea actului de cercetare penală. Dar de ce TMB-ul dorea reface? Pentru că nu erau făcute legale, nu erau legale făcute ca unui civil să facă parchetul militar, după documenta, după persoană, după persoană. Iar curtea de apel a acceptat ce a fost făcut până atunci, da, și a zis să continue. Respins ceea ce a cerut tribunalul exact. București și au mers în continuare cu judecarea da. Dosarului dumneavoastră. În pofida și în contra deciziei celor de la TMB. Eu am făcut recurs. Și trebuie să ajungă la Curtea Supremă, care de fapt era aptă să, abilitată să, vis-a-vis de competențe, să hotărască. În momentul ăsta, avocata din oficiu mi-a spus, domnule, că o să ajungi tot la Curtea de Apel, retrageți recursul că îl faci degeaba. Practic m-a indus în eroare. Judecătoarea m-a întrebat, domnule, vă mențineți recursul? Și a zis că îl retrag pentru că nu vreau să mai ajung la Curtea de Apel. Doamna judecător s-a uitat la doamna avocată și a dat seama că m-a indus în eroare. Dar nu știu dacă era treaba dânsei să-mi spună, domnule, ce faci tu între apărător și cel apărat, deci inculpat. Și a lăsat-o așa. M-a mirat faptul că m-a întrebat de 2 ori. Chiar vi le retrageți? Da, da, da. Și s-a consemnat că retrag. Dar la sfatul acestui avocat. Nu știu cât să ajungă la o instanță superioară, pentru că nu știam procedurile. Acum le cunosc cât de cât le mai cunosc față de cum era atunci. Și s-a mers în continuare cu judecata. În prima instanță, doamna judecătoare, în urma cercetărilor, mi-a dat 10 ani plus 1 spor, 11 ani, care era în contextul legii. Deci omorul era practic 7 jumate, 12 jumate, tentativa. Dar la intervenția mass mediei, mai ales acela de la evenimentul zilei și Amos News, care eu bănuiesc că este o prelungire în mass media a seriului Amos News, și să nu creadă că o să las treaba așa. Știu că au adresa într-un bloc. Era foarte greu. Agenție. Da, da, da. Stai așa, strada semicercului numărul 1. Bloc nu știu cât, care etaj. Oricum mă judec cu ei acum pe civil, pentru că au spus că s-a asasin profesionist, bandă de racheți. De unde au aceste informații? Nu s-au prezentat în instanță. Și culmea, instanța a dat dreptate, m-au zis mie că este cererea nefondată. De ce? Le pun articolul în față, le arăt clar că spuneți mie că sunt asasin. Pe ce se bazează aceste acuzații? Nu au nicio legătură cu faza că eu sunt terorist. Da, domnule, am zis, eu sunt de vină, gata, prostia se plătește. Dar atât din cât îmi zici că... Dar de ce spuneți acum, prostia se plătește? Pentru că am încercat să intru într-un joc foarte periculos. Care joc? Genul că eu am recunoscut și încercând să aduc și pe acel ofițer SRI în instanță. Ceea ce nu se poate, pentru că ei sunt Dar ce sistem. A făcut acel ofițer de fapt? Toate aceste fapte și planul acesta nu a fost făcut de mine. Dar de cine? De acest ofițer Marcu Iulian, care acum conform SRI nu există. Deci e vorba de un ofițer Marcu Iulian, da, care el a făcut tot? Da. Practic eu i-am sfijit cu niște informații. Ce fel de informații? Deci, vis-a-vis de chestia asta cu... Ei avea informații că cetățeni de origine irachiană ar fi putut face așa ceva. Adică un atentat. Da. Cu ce ar putut să facă acest atentat? Eu am spus încă din 2003 că se urmărea asta. Cum au avut să-l facă nu știa nimeni. Deci numai ei știau. Dar în 2006, pe 24 ianuarie, parcă, s-a descoperit în fostul sediu, care nu mai acum a fost, ambasada Irakului în București, un lansator de rachete, un RPG. Un lansator de rachete. Antitank. Mai multe arme automate. Nu știu la ce le foloseau, poate vânau tancuri prin București. Cum s-au descoperit asta, dacă nu mai era ambasada acolo? Nu mai era ambasada, s-a apucat, o renovau. Arta și la televizor, la televizor am văzut. Când se renova, le-au găsit. Un stai de funcționare. Era un perete ascunse? Da, undeva în pod, erau puse, erau în, deci, împachetate ca să
puse la păstrat. Am înțeles. S-au mutat și au uitat de ele. Păi când au plecat atunci, în 2002, nu puteau să plece. Au plecat cu cei mai tăi, numai știau când se mai întorc înapoi. Ce mai conta că găseau alea după aia pentru ei. Deci se pot trage niște concluzii. Ce făceau? Mai ales că după aceea, în anul acesta sau anul trecut, în 2006, chiar purtător de cuvânt al SRI-ului a spus o poveste vis-a-vis de Chuck Kilczak, cel care a fost prins, șeful filialei de spionaj de aici, din România, din ambasada Irakului. Se refugiase în Iași, a fost prins, arestat și extradat imediat la americani. Interes. Pentru că americanii aveau treabă cu el. Deci dumneavoastră spuneți... Stați un pic, să vă explic care a fost treaba. Deci, și atunci au primit și o informație de la americani că în 2002-2003 ar fi urmat ca irachienii să facă niște atentate pe teritoriul României, deci la comanda ambasadei și a filialei de spionaj, în România împotriva unor obiective americane și izraeliene. Care obiectiv american era mai important decât chiar președintele lor? Dar Israel nu știu. La noi, da. Da. Deci să rămână clar, SRI ce a făcut? A făcut acest fals atentat, s-a deturnat atenția la altceva și au făcut planul în genul că au putut să arată în ambasada și cu toți capii care puteau să organizeze atentatul. Nu s-a mai făcut. Au câștigat și ei pe partea altă cu putere, bani, echipamente, oameni. După aia a urmat partea cealaltă, urâtă, în genul că trebuia să găsească vinovatul. L-au găsit pe acel Coca-Cola, l-au făcut ce i-au făcut, i-au dat drumul până la urmă, că nu s-a putut verifica nimic. După aceea s-a pus acea gândă din Cismigiu. Tocmai culmea, cu un zăpadă înghețată, cu tare. Spuneau că tot dumneavoastră sunteți cel da, care pentru că eu am fost, acea grenadă. Pentru că eu am fost decât determinat să dau acel telefon, nu să cer 10 milioane de dolari cum s-a vehiculat în presă. Nu. Doar am anunțat că există pericolul să explodeze ceva în parc, în Cismigiu. Ați fost anunțat? Nu, am anunțat eu poliția. Dumneavoastră. Da. Deci atunci cum se poate, cum au spus cei din aia că am urmărit să omor mai mulți oameni cu a doua grenadă, când eu spun și ți-o anunț, domne, vezi că e acolo. Chestia că a fost tardivă pentru că eu n-am urmărit treaba asta, eu am anunțat după ce fusese găsită. Eu nu știam că s-a fost găsită pentru că despre ea s-a vorbit de-abia duminică. Ea a fost găsită sâmbătă dimineața în jurul orei 12. Dar nu dumneavoastră ați amplasat-o acolo? Eu când m-am întâlnit cu acest individ, deja era plasat acolo. Și este același individ despre care vorbiți, despre acest care nu ofițer, există, este o fantomă. Dar totuși vorbiți despre un ofițer al SRI-ului. Da, care nu există. Așa și ofițerul de care vă zic din ministerul. L-ați văzut în fața dumneavoastră? Doamnă, discutam cu el de aproape 8 luni de zile. Deci tot acest plan este pus de un ofițer SRI și dumneavoastră de fapt trageți... Da, pentru că ei mi-au spus, domnule, dau telefon și vorbesc, dar și anunț chestia asta, fac eu pe... anunț. Dar ce se întâmplă în momentul când eu anunț? Nu voi fi urmărit și voi fi urmărit apelul și voi fi detectat? Și mi-a spus foarte clar, nu, pentru că cei de la poliție nu au asemenea echipamente, numai noi avem. Și adevărul așa a fost, pentru că am văzut după aceea în declarație că ei, poliția ar fi cerut ajutorul SRI-ului. De fapt, SRI-ul a venit prima dată și le-a zis, uite, băi, noi am prins asta, știm asta, ăsta e. Poliția s-a scos în frumos, în genul că noi am urmărit, dar primind această informație, acest apel, noi am cerut ajutorul colegilor la serie, ăștia au venit cu aparatura și l-au imediat. Care a fost până după ce am dat acest telefon, asta a fost sâmbătă. Seara. Duminică dimineața, deja eram în filiaj, la de poliție. Și la o săptămână după aia am fost arestat. Cam repede, se întâmplă așa de repede, imediat au descoperit așa repede. Foarte repede. Deci asta a fost făcut pentru a găsi un vinovat. Dacă eu aș fi făcut în continuare, domnule, eu sunt vinovatul, și n-aș fi nimic de SRI, rămâneam la perioada de 10 ani. Pentru faptul că am zis nu, până aproape de final. Și mi-am dat seama că... Dar cum l-ați cunoscut dumneavoastră pe acest ofițer SRI? Doamnă, deci legătura cu SRI-ul a luat-o până în 95, printr-un anumit ofițer din armată, în contraspionaj armatei. Printr-un anumit ofițer? Cine? Da. Puteți să-i spuneți numele? Da, dar eu acest om l-am cerut ca martor, în instanță, ca să facă legătura, că a spus că SRI a negat că a avut toată legătura cu mine. Uh-huh. Ori acest om putea să facă legătura între mine și SRI. Deocamdată, și a venit martor? Nu, pentru că nu a fost de găsit. Nici acesta? Nu. Iar procurorul militar, Stanca, a avut tupeu să-mi spună că nu există, când mie mi-a fost comandant 4 ani de zile. Comandant când am lucrat eu.
Deci dumneavoastră ați luat legătura cu, sau ați intrat pe lângă, sau ați început să aveți anumite discuții cu un ofițer SRI datorită acestui... Da. Ce grad are? Acum bănuiesc că este lieutenant colonel la pensie. Și atunci era? Capitan. Atunci era un capitan, da? Prin acest capitan, dumneavoastră, ați început să aveți anumite discuții cu acest ofițer SRI. Da, dar ce s-a întâmplat? Asta în 95, vreau să zic. După aceea, când a venit papa la noi în România, m-a sunat un ofițer de SRI să-mi spună dacă am vreo informație vis-a-vis de... Există vreo situație periculoasă vis-a-vis de venirea lor în țară, dacă am vreo informație. Zis, nu am și chiar nu mă interesează personajul. Aceeași poveste s-a întâmplat, dar altcineva, acum, în 2002. Dar cine era dumneavoastră de vă întrebau ei? Doamne, să vă spun ceva, 95 a fost o acțiune care ei s-au luptat foarte mult cu ea și care n-a fost a lor. Ei habar n-aveau de ea. Cine ei se lăudau? Da, să seriu. Deci în următor, deci în 2005, în 2006 sau 2007 a fost toată treaba. Nu, nu, 95, 97. Revenea 95, 95, 97. Mare filieră de trafic de arme și nu spun mai multe pentru că unii s-ar trebui să fie prin pușcărie pe acum dintre ei care au fost atunci. Nu știu exact. Și ei s-au luat că informația a fi fost a lor. Din păcate, eu le-am dat această informație. Am intrat într-o conjunctură pentru fata, am fost amenințat cu armă de un cetățean străin. Asta nu mi-a convins să fiu amenințat la mine în țară de un cetățean străin cu armă. Și așa că m-am luat după el. Bine, erau mai mulți. Dar de ce v-a amenințat? Pentru ca să nu mai ies cu această fată. Înțelegeți? În 95. Și pe mine, cum la mine în țară să mă amenințe un tip de genul ăsta, am simțit bine ca voi. Erau mai mulți, înarmați, las-o baltă. Am să mă intimideze. Am coborât că a fost într-o mașină, s-a întâmplat chestia asta. Deci după sat am fost luat băiat într-o mașină. M-a deranjat treaba asta. I-am urmărit, am aflat unde stau cu tare. Asta am parcurs de câteva luni. Păi m-am ajuns cu acest ofițer. Uite, domnule, cu tare ce s-a întâmplat. Cum puteți să faceți ceva cu ăștia? Că sunt periculoși, numai pentru mine, pentru oricine, practic, fiind înarmați. Să nu-i treaba, nu-i treaba de SRI. Dați informația mai departe, iau la băieți, iau un... Urmărit. I-a urmărit. În 2 ani de zile a arătat toată filiera. O grămadă chestie mare de tot. Trafic de armament la greu. Nu mai zic că erau și droguri și fonduri. Înțelegeți? Ceva în genul ăsta. Și au făcut un tamtam mare. Vai ce am descoperit noi. Și săracii nu aveau nicio treabă cu chestia asta. Chiar când am fost cu acel ofițer. Asta îmi pare că n-am zis numele acelui ofițer care mi-a făcut legătura acest capitan. Am fost și am dus la locul unde se locuiau. Aici. Și mai există unul dintre ei. Până să fiu arestat, l-am văzut la gară, unul din acei indivizi. Era liber încă. Era încă liber, lucrurile până încă gară de nord. L-am văzut întâmplător. Deci un om care te amenință cu armă, n-ai cum să-l uiți. A fost singura dată când am dat așa ceva și am ținut minte chestia asta. Deci dumneavoastră sunteți o persoană folosită, de fapt, de... Folosită, bine, eu consider că am greșit, că am încercat să... demonstrez ce nu se putea demonstra ca un individ să învingă un sistem. Pentru că eu am, în momentul când am vorbit cu acest individ, i-am cerut și eu o garanție. O serocopie după un act de angajament. Dacă am codit, până la urmă mi l-a dat, că nu mai băgam în seamă. Dar acest act de angajament, un angajament practic de recrutare, a dispărut în mai. După ce a murit mama mea, la 3 zile după ce a fost îngropată, casa surorii mele unde stătea a fost devastată. Persoane necunoscute, tentativă de furt. Cine venea mie să-mi desfacă tot în casă? Ce au verificat? Cărți, haine, desfăcut aragazul, mașina de spălat, bucăți le-au făcut. N-au luat nimic. Nici televizor, n-au furat nimic. Absolut, nu s-a furat nimic. Numai că au făcut o peghiță la sânge. Și v-au luat această hârtie. Da. Asta, deci asta căutau. Ce pot să trag concluzia că n-au furat absolut nimic? Ați ascuns-o foarte bine sau era pus într-un dosar anume? Nu era într-un dosar, era pus în... Maica mea putea să mai facă curat, putea să fie o hârtie fără valoare. Era o serocopie. I-am pus într-un loc în care știam numai eu. Deci știam că ai mei nu umblă. Mama și toată lumea fiind femei nu umblau. Deci exact unde este cutia de cu... să zice, ăsta... contoarul de curent. Are o tabă de desubt. Da, în spate acolo l-am pus pentru că nu umbla nimeni acolo. Nu se făcea curat, nu se uda, nu intra apă, nu nimic. Și a găsit-o și acolo. Deci când faci o verificare, probabil că au început într-un colț și a dat în colțul așa, nu s-a nimic neverificat. A, nu mai zic că au scos și podeaua și ce era în pod. De seama că a durat ceva și n-a fost unul, doi, că într-o seară au făcut toată chestia asta. Au oameni pregătiți. Am făcut plângere la poliție, sora mea a făcut plângere la poliție. Persoana, nici de măcar n-au vrut să ia amprente, că nu s-au spart geamul. Geamul a fost deschis în interior, scoase marginea, rama, și scoasă din interior, din afară. N-a fost spart geamul.
Profesioniști. Cine știe? Treaba lor. Dar n-au să ia amprente. După aceea au făcut, au amprentat cu tare, n-au găsit nimic. Autori necunoscuți. Tentativă de furt. Și asta a fost tot. Ce să mai... Am depus și această chestie la dosar, nu, irelevant. Deci le trebuia un om, domnule Dragoș Ciupercescu, și v-au găsit pe dumneavoastră. Foarte au gândit-o foarte bine, pentru că trebuia făcut, pare că au calculat, au gândit-o vis-a-vis de un profil. A fost militar, cu tare. Au zis că din cauza că n-am fost într-o misiune m-am supărat și nu știu ce. Bine, această variantă mi-a fost și insuflată de anchetatori. A zis, nu băga seriu că nu faci nimic și ți-ai pedeapsă mare. N-am crezut, au avut dreptate. Îmi pare rău acum că nu i-am ascultat, că așa a fost. Mai bine nu mai ziceam nimic și rămâneam așa. Dar mă râcăia pe undeva, zic, nu se poate mai așa ceva, să stau câțiva la pușcărie degeaba. Și totuși te-am stat 4 ani de zile, nu există dreptate, doar interese. Și acum că o să stat 18 ani? O să încerc, am făcut un dosar la Strasburg, o să arăt acolo că trebuie puțin pe competență. Cei de la stat nu spunea că ești vinovat sau nevinovat, dacă s-a respectat legea. Și în momentul în care nu s-a respectat competența materială, nu s-a respectat, nu s-a citat martorii care au fost, nu au fost audiați. Dumneavoastră, v-ați citit rechizitoriul, da? Spuneți că nu dumneavoastră sunteți cel care a spus grenada și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Doamnă, la pedeapsa de 15 ani, știți cum am fost motivată 15 ani care mi s-a dat la judecare? Deoarece nu am recunoscut și nu am regretat nicio clipă. Logic, am înțeles. Bun, băieții mi-au dat-o pe față. Băi, recunoaște, regretă și nu îți dă mai puțin. Am regretat și am recunoscut. Da, domne, eu am făcut. Ce se pot să fac? Din cel mai rău, mai mare rău, am luat pe cel mai mic. Împotrivă. Îmi s-a dat iar la judecare, s-a făcut de 18 ani. Asta e. Și curios, acest mandat a fost emis în 23. Deci a doua zi l-am primit. Dar motivarea sentinței n-am primit-o nici în ziua de azi. Am făcut și cerere. Din 22. Deci pe 22... februarie am fost la instanță și a doua zi am primit și mandatul. Ce rapid a fost? Păi cred că deja era hotărâtă treaba. Practic am să vorbesc degeaba acolo. Aveați mascați pe lângă dumneavoastră nu, tot nu, timpul? Nu, pentru că am fost declasificat. Eu nu sunt un genul care să fiu violent. Sau... Deci se putea clar. Deci poate toată chestia asta în mass media, manevra asta, genul că, uite, domnul a fost asasin, a făcut adres prin alte țări, ca să influențeze populația, să zică, poate cine s-ar fi gândit. Ce vrea să ne facă. Da, uite, încă dinainte era așa de periculos, pentru că poate să se găsească, domnule, până acum asta a fost cu minte. Oamenii care mă cunosc, n-a făcut nimic, să-și vedea de treaba lui, a lucrat, nu era un bagabon, nu era un golan pe stradă. Nu s-a apucat de așa ceva brusc, așa dintr-o dată brusc s-a apucat de așa ceva, numai ca să răzbune el. Motivarea. Da, v-au băgat și au faptul că ați fost spate. Afară. Da, dar nu a fost cel afară. Care a fost, că aveați organizații în afară. Exact, asta ajutați. Da, ca uite, cei domnule, care erau lângă dumneavoastră să zică, uite, domnule, de-aia era așa liniștit pentru că el avea și, o bandă, da, două, trei sau ce avea. Exact. Acolo. Au zis că, domnule, făceam asta în Spania sau în Germania sau în Italia. Asta e o prostie. Tocmai pentru a certifica faptele din trecut, să certifice faptele de acum, terorismul. Uite ce. Dar dumneavoastră, de ce ați ajutat pe acest ofițer SRI să facă tot felul de lucruri? Să pună bomba aia acolo sau nu, mă rog, nu, cum se numea? Nu, aia de acolo, deci era deja plantată acolo. Deci eu nu am pus mâna pe nicio amprentă de-a mea, n-a fost descoperită pe niciuna dintre aceste mobile, nici în locul de infracțiune care s-a putut să zice că au făcute de mine, adică spargerea depozitului. Ca să spargi un depozit, chiar dacă ai lucrat în urmă cu 5 ani acolo, 5 ani se pot modifica multe. Iar în plus că e păzit, deci trebuie să fii specialist în așa ceva, în efracțiuni, în chestii de genul ăsta. Dacă n-ai făcut niciodată așa ceva, cam greu. Eu am fost artilerist, care nu are nicio legătură cu intrare până efracție. Să da, tai. De ce l-ați ajutat pe acest om? Pentru că în momentul acela căutam slujbă și am discutat foarte clar cu el. Am zis că nu, voi nu plătiți informații, că nu aveți bani. Așa am spus întotdeauna, nu avem bani să plătim informațiile. Bun. Patriotismul nu prea mai se mai poartă așa la modă că trebuie să mănânci. Este așa, îmi faci și mie de un post. Post militar, pot să mă angajez la voi. Dom'le, că noi ne recrutăm oamenii singuri. Noi alegem. Bun, atunci du-te și alegeți-i tu și lasă-mă în pace. A revenit la gânduri mai bune, se poate. Deci, la 1 septembrie 2003 ar fi trebuit să mă încadrez ca suboficer. La 1 septembrie 2003 eram bine mersi arestat. Eram încadrat, dar în altă categorie. Asta e. Dar, și el, în schimbul acestui angajament cu dumneavoastră, că vă angajează, vă punea să faceți anumite lucruri. Să dați telefon, să spuneți atât, că acolo atât, e o grenadă. Asta a fost singura chestie. Asta a fost singura chestie și vis-a-vis de... Lăsați un pic... date informații de genul ăsta. Și vis-a-vis de ambasada Irakului, nu știu prea multe, pentru că nu este în zona mea de interes. Nu, pe unde mă plimb eu. E centru,
prea puțin. Și m-am gândit foarte bine când am zis, da, domnule, îmi găsesc un serviciu, aveam o casă, stăteam aici, dacă nu mai am nici această casă, unde familia... Am avut un apartament în Sebastian, trebuie să-l vând și acum sunt cazat destul de bine aici, deocamdată, pentru termen lung, dar am solicitat penitenciarul să fiu și eu cazat singur într-o cameră pentru a putea să scriu, să... Practic dreptul la intimitate, pentru că sunt mai mulți în cameră, fiecare, și pedepse foarte mari, oamenii la un moment dat ajung să aibă anumite, un stres continuu, pentru că nu vrei să mai vezi pe nimeni. Cu reeducarea prin grămadă, stat în grămadă, nu se va rezolva niciodată. Din asta pe ce secție sunt? Pe a patra, maximă siguranță. La condamnații pe viață. Nu, sunt și secții de condamnați de viață lângă noi și asta de pedepse mari, deci maximă siguranță. Pedepse mari. Da. Asta am solicitat, legea permite, nu există locuri de cazare. Așteptam să intre codul penal, să se întâmple ceva, să nu vis-a-vis de eliberare. Faptul de a rezolva anumite pedepse care sunt foarte mari. Nu numai în cazul meu, în cazul multor deținuți, unele sunt atât de ilegale că nu-ți vine să crezi. Deci nu se poate concepe pentru aceeași faptă, i s-a dat 12 ani plus 12 ani. Aceeași faptă, același dosar. Și ajung la 24 de ani pentru furt. De aceeași instanță. Nu, două instanțe separate. Pentru aceeași infracțiune? Pentru aceeași infracțiune. Am văzut actul, nu mi-a venit să cred. Bine, aici o să vedeți foarte multe cazuri. Foarte și multe. Diferite și incredibile. Nu știu, poate unii dintre judecători nu sunt pregătiți sau nu sunt neatenți. Nu înțeleg cum poate să facă așa ceva. Când spune foarte clar. Deci nu poți să faci, la mine cel puțin s-a făcut așa. S-a luat un articol, 175 litera E și articolul 176 cu litera B, care nu e... practic nu are nicio legătură. Nu îi face cazul, pentru că nu este două tentative de omor, este o singură tentative de omor certificată de un act. A făcut o lege ca rezultantă acestor două articole de lege. Și pe asta mi s-a dat 18 ani. Direct, într-o bucată. Nu înțeleg. Dacă asta este justiția România, poate cei de la Strasbourg vor gândi altfel. Am sus celor de la Curtea Supremă să... se pronunțe pe o excepție vis-a-vis de compensa materială. Nici măcar nu mi-au răspuns. Nu m-a băgat în seamă. Înțeles. Am sezizat CSM-ul, aștept încă. Să încerc să răspund, văd de la CSM. CSM. Prea mult nu, au o limbă de lemn. O să facem, verificăm cu tare. Atât. Aș vrea să vă rog pe dumneavoastră să-mi spuneți, ați văzut rechizitorul. Ce scrie în rechizitorul că a făcut Ciupercescu Dragoș? Așa, pas cu pas, să ne-l spuneți dumneavoastră. Sunt trecute aici, dar sunt trecute în articole. Nu, dar dumneavoastră ați văzut că ei v-au spus așa, ați plecat de acasă, ați sărit gardul, ați luat grenada, ați aruncat-o, ați... Cum s-a întâmplat? Ce scrie acolo în rechizitorul? Am înțeles că nu dumneavoastră ați făcut, dar ați citit foarte bine, bănuiesc, toată nebunia. Da, foarte bine. Sunt foarte multe omisiuni. De pildă, nimeni nu spune ce greutate are o grenadă defensivă. Și am cerut în instanță să precizeze ce greutate are ea plină, așa cum e ea. Bănuiesc că a fost aruncat acolo. Pentru că, conform rechizitorului, a fost aruncat la 34 de metri și 40 de centimetri. Uh-huh. Timpul de explozie, conform tot rechizitorului, este 2,3-3,4 secunde. Păi, în momentul când ai scos cuiul și ai aruncat-o, 2,3-3,4 secunde, asta ar fi marja de eroare între ele. Da. Păi, 34 înseamnă că 17 metri pe secundă. Acum asta e granada aia. Deci, deja ea a explodat înainte de a ajunge jos. Trebuie să fie explodat pe traiectorie. Deci, în plus, martorii. Deci aceia nu aveau niciun interes. Eu poate mint, cine știe, am interesul, nu? E cazul meu. Dar martorii de acolo, copiii, au spus că a fost aruncată de pe bloc. Ce au spus că? A fost aruncată de pe bloc și scrie clar în rechizitoriu. A fost aruncată de pe bloc. Da, din declarațiile lor. Ce să vă mai explic atunci? Că a lovit un copac în traiectorie, că altfel s-a fi dus mai departe. Mm-hmm. Dar ei ce au spus acolo? Că dumneavoastră ați plecat. Explicația cu... mea logică este această grenadă n-a fost exact făcută pentru a ucide. Mm-hmm. Nu. Pentru că, în mod normal, au spus că omoară la 250 de metri și în 2 metri doar a rănit o singură persoană, a pus viața mea, nici măcar nu le-a rănit, practic. Le-a nici zgâriat, o zi îngrijire medicală, nici măcar lovite.
și au băgat o tentativă de omor deosebit de grav. Pe ce bază n-am înțeles? Mai ales că un specialist putea să-și dea seama, domnule, granada asta nu e, a fost pregătită sau nu era, cum să spun eu, toate elementele ei constitutive nu erau în regulă. Ori a fost coz în exploziv, ori n-a fost granada defensivă. Ceva a fost, este clar, dar efectul unei granade defensive care omoară 250 de metri nu s-a văzut. Deci, practic, fapta însăși, explozia însăși arată faptul ce s-a întâmplat. Dar, noastră, ce spune în rechizitorul? Că ați avut o grenadă, două, trei, câte au fost? Păi, 7 au fost, în total, numărătându-le cu cele de la cimitir pe care le-am predat. Uh-huh. De bună voi, luați-le de acolo. Dar unde spuneau că le-ați avut la dumneavoastră? Nu. Asta a fost să le îngropate. Și eu de ce le-am unde dat? Unde îngropate? La cimitir, la părinții mei. Deci noi asta ați îngropat 7 grenade? Nu, eu am descoperit asta în ianuarie, când cel de la Serii mi-a dus și mi-a spus, fii atent, în momentul în care tu vei spune și altceva. Mi-a zis, bine, s-a întâmplat de la Jamone. Ce-i cu ea? Sunt lucruri care ne depășesc și pe mine și pe tine. Eu am crezut că te voi atenta terorist. Sau o răzbunare, cum a spus, între clanuri țigănești, ceva în genul ăsta. Și am întrebat pe tipul ăsta, trebuie să știi, că n-ai cum. Sunt lucruri care ne depășesc. Aici mi s-a prins un pic filamentul, zic, nu se poate. Chiar nu știi sau nu vrei să-mi spui, spune-mi. Ne depășesc. Păi zic, stai un pic, are vreo legătură cu noi, că altfel îmi dă la poliție și o las baltă, nu mă interesează. Și a zis, nu, eu n-aș face chestia asta în locul tău, pentru că mai sunt unele și s-ar putea să fii surprins unde ai să le găsești. Și mi-a arătat baltă cimitir și era îngropată. Zic, nu știi asta unde e cimitirul? Și unde? Ce? Cimitirul Ghencea. În cimitirul Ghencea? Da. La ce mormânt erau? Sau cum tatălui meu. Eu am povestit individului că m-a întrebat ce face asta. Zic, mă duc să-i pun o cruce lui tata, să-i montez. Am vorbit cu oia de acolo să-i monteze o cruce de piatră. Și m-a întrebat unde e, la ce cimitir te duci. Zic, atunci a aflat el unde este cimitirul, că m-a întrebat de chestia asta. Că nu pot să vin acum să vorbim. A făcut legătura. Da, el a făcut legătura, practic. După aia mi-a dat seama, zic, un pic, el așa a aflat. Și m-a pus, uite, să apă aici să vezi. Eu de ce le-am dat celor de la poliția alea? Bănuiam sau speram să găsească o amprentă pe ele sau pe pungile alea, ca să nu fie a mea. S-au găsit amprente, n-au putut fi identificate. Nu identificate. Altfel a zis, valorificate. Și pe acei de la depozit s-a găsit o amprentă mică sau de talpă, nu a fost putut fi valorificată nici aia. Complicată este situația asta. Nu a putut sau nu a putut să fie verificat. Păi înseamnă că v-au lucrat foarte bine, domnule Ciucărescu. Nu așa de bine, pentru că au rămas niște urme și dacă într-adevăr s-ar fi făcut cum domnul trebuie... Domnule Ciucărescu, vă faceți 18 ani și nu există nimeni lângă dumneavoastră, decât dumneavoastră. Să vă spun ceva. Singur împotriva unui sistem nicio șansă. Acum am realizat, atunci nu, că am dus, stai un pic, domnule, e logic, stai un pic, le explic, le arăt. Când dumneavoastră ați găsit grenadele alea la mormântul tatălui dumneavoastră, ce a zis? Simplu, am spus, ia-le de aici că le arunc. Le arunc tot cimitirul, că nu erau montate. Le arunc. Alea încolo și nu mai rămân aici. Și mi-a zis, în momentul în care te vei apropia de cimitir, îți vei face un flagrant singur. Și mi-a demonstrat că am găsit casa deschisă de două ori, când eram afară, liber, cu prietena mea. Și a și declarat că am găsit casa de două ori deschisă. Cu două iale încuiate am găsit-o deschisă. Ei căutau de fapt acest act. Nu l-au găsit. Mi-au vandalizat casa surorii mele după ce am fost eu arestat. Și nu mai era nimeni acasă, că mama mea fiind bătrână, în vârstă, stătea acasă, nu pleca nicăieri. Ce îi trebuia, cumpăra sora mea. Și în momentul când n-a mai fost nimeni, că sora mea n-a mai stat în casă acolo, că era urât, că de-abia murise maica, au găsit momentul să a putut să intre. Asta e. Pare un fel de film, dar de obicei filmul viața bate filmul. Întotdeauna. Nu credeam că se întâmplă așa ceva, dar... Oricum și afară, ați avut o viață foarte tumultoasă, așa, cu chestia asta. Cred că era foarte liniștită. Păi cum liniștită? Vă suna ăla să-i ziceți că e o grenadă acolo, că e o bombă, nu, cu cișmigiu, iar la fel? Nu, deci faptul că de obicei mă întâlzeam cu el la ușa. Rare ori, nu m-a sunat. Vă sună că niciodată, m-a sunat pe fix. De două ori când m-am întâlnit dată cu el și după mă întâlneam cu el. Nu trebuia să mă sune pentru că nu avea nevoie de mine, mă căuta. Înțelegeți? Și prima dată nici m-a interesat. Ce ați mai făcut pentru el? Ce ați mai făcut pentru el? Atât a fost chestia. Faptul că am discutat, interesat că am găsit informații și am spus, bine, până nu văd și eu ceva palpabil, că sunt angajat și că la, fac și eu mai molcut, mai ușor. Ce ați mai făcut în afară de asta? Absolut nimic. Găsisem într-adevăr o informație pentru el, dar o țineam pentru mine. Ce anume? Că pur mie ceva suspect într-un... Sunt locuri din București care mi s-au părut mie... Trei locuri? Nu, într-un loc în București, bine, sunt mai multe, în care s-ar putea să acționeze
niște, nu indivizi, niște persoane care au fac bani acolo pentru alte cauze, pentru alte chestii, deși sunt bine asigurați. De acum, în prezent, s-au mai trezit și cei de la SRI și au început să verifice toate firmele astea, mai ales care sunt cu capital străin. Ce fac ei aici în România și ce fac cu banii, ce urmăresc banii, firul banilor nu se duc. Și au început să le mai stârpească, de-aia e și plină pușcăria cu o grămadă. Trafic de droguri, trafic de arme, fel de fel de... sau, cine știe, alte organizații, ca să nu dau nume. Au început să prindă firul ăsta. Ia urma banilor și vei afla și cu ce se ocupă individul. Pare în prima fază că e cinstit. Plătește taxe, tot, dar ce face pe lângă... Deci altceva nu ați mai făcut pentru el. Deci nu, nu mă interesează să fac nimic ilegal. Pentru că nu aveam interesul. Ce câștigam? El era atunci când v-a spus nimeni. El... Uite, eu stau să mă gândesc... Singura chestie ilegală că am făcut a fost că am dat acel telefon și am anunțat că acea grădă este în 5.000 giu. Atât. Dar n-ați avut nicio strângere așa de inimă, mă, dar de ce fac eu chestia asta? Nu l-ați întrebat, măi, nu e prea riscant pentru mine? I-am spus, dacă poliția o să urmărească cartela care mi-a dat-o. Și mi-a spus ba, că... Da, și o cartelă? Da, deci o cartelă, într-un normal, cartelă Conex, parcă era. Mi-a spus foarte clar, cei de la poliție nu au aparatura necesară să te triangulezi, să te descopere pe tine. Numai noi avem. Și în momentul în care am fost prins și am știut din ce cauză am fost prins, nu mi-am dat seama cine mi-a făcut toată chestia. Și normal că am încercat să-l trag și pe el după mine. Dar nu s-a putut, nu există persoana. Și asta e tot. E poate că el a venit la dumneavoastră sub un alt nume. Bănuiesc că nu era numele lui bun. Dar legitimația... Păi și legitimația nu putea fi falsificată? Domnule Ciupercescu. La asta nu v-ați gândit, vedeți? L-ați crezut de bună credință. Un pic, un moment. La început nu exista chestia asta. Da, nu v-ați gândit că el cine era de credință, anticipezi? Da. Nu se putea să anticipeze că se vor întâmpla atâtea, fără știrea mea, și sub altă temă, practic. Cine putea să știe și ceva? Știți cum se zice? Când faci o afacere cu diavolul, mai bine nu face. Da, asta e. Nu există, imposibil, chiar și peste 10, 15, 13 ani, nu, 9 ani, cât mai am poate de făcut așa, imposibil să nu ne mai întâlnim. Eu simt că nu o să ne mai întâlnim, măcar o dată. Măcar tot să ne întâlnim. Ca să demonstrați că lucrurile au fost... Nu, o să mă mai întâlnesc sigur cu el, că am feeling-ul ăsta, că lucrurile nu o să rămână așa. Și ce se întâmplă că în viață să întâlnești cu cineva pe care nu vei să-l întâlnești, fără să vrei, dar se întâmplă. Și nu contează timpul sau locul în care se va întâmpla. Eu sunt convins de chestia asta. Totul ne-a zis momentul ăsta, ce scrie în rechizitoriu, cum s-a întâmplat acolo la școala asta, la Jamone? Da, eu am spus că am ajuns, bine, dar am ajuns în spatele liceului, nu, în fața liceului, am înțeles. Și după o alee laterală s-ar fi aruncat grenada. Păi da, dar deci după aceea alee, practic, când am fost la recunoaștere și după aceea n-am să mai fac recunoașterea, că era tâmpită. Nu vedeai nimic. Deci absolut nu vedeai nimic. Nu vedeai intrarea la poartă, nici nu vedeai că erau copii sau nu. Deci nu vedeai de acolo. Dar asta vă spun că e foarte intrigată chestia de copii, au spus clar că a fost aruncată de pe bloc. Dacă au și declarat copiii, înseamnă că ceva e. Declarația scrie și în rechizitoriu. Păi dacă eu am interesul să mint, e ce interes ar avea? Copiii au văzut. Și bănuiesc că ei văd mai bine decât un om mai în vârstă sau da, care poartă ochelari sau cutare. Și n-au fost mai mulți care au dat declarația asta. Ce pot să vă spun? Părerea mea zice, asta este. Deci nu s-a omoare absolut pe nimeni. Nu s-a încercat să omoare pe nimeni, că nu aveam niciun interes. Era de ajuns vârva care se făcea și vezi că a fost foarte bine ales locul. Eu zic că a fost ales locul odată, că era... Aproape de casa lui Iliescu. Era casa actualului președinte al României. Fostului. Păi actualului atunci, vorbesc de atunci. Da, era da, vorba atunci, de Ion Iliescu, președintele României. Da. În același liceu, nu, era elev fiul lui Adrian Năstase. Da, dar v-am spus, chestia asta nu avea nicio legătură, pentru că nu a fost rău nici fiul lui Adrian Năstase, nici și s-a vehiculat, domnule, că era și soția lui Adrian Năstase. Cine putea să știe că este acolo, puteam să știu Ciupărgescu sau Ionescu sau Popescu de pe stradă, sau eventual, tot. Cine îl păzea? SPP-ul, nu? Serviciile secrete bănuiesc că știau unde se deplasează. Un monitor de pe stradă nu avea cum să știe. Și ora și locul unde se afla, cam greu să afle și ceva.
La asta nu s-au gândit, ați văzut? Nici măcar nu s-a pus problema, nu? Degeaba ridicam problema de asta, nu este pentru caz. Să stai imediat, că craca și te lăsau să vorbește unul singur sau ce atași din gură, gata. Nu ne interesează. Am încercat să vă zic așa la tribunalul militar. M-au trimis la tribunalul civil, iați-vă nebunul de aici că e al vostru, nu l-am mai lăsat noi, l-a plecat zgârlă aici. Nu suntem competenți. Asta vă spuneau. Nu, nu sunt for, dar sunt forma asta politicoasă, nu este competența noastră, luați-l de aici. Deci nu sunteți competenți să mă judecați, dar rechizitorul a fost competent să mi-l faceți. Mai ales când voi sunteți parte vătămată și parte civilă în dosar. Deci legea la noi în România se face după interes sau după ureche. În cazele în care nu se cuvinte, după ureche, așa, cum ne vine și aduce aminte din codul penal, bănuiesc. Și se dau pedepsele aleatorii. În Craiova poate îți dă 5 ani, în București sigur îți dă 8 sau 10. Da, am mai auzit variante de genul ăsta. Nu există, ăsta, deci nu există legal, cum să vă spun, să fiți... oamenii să fie egali, egali în fața legii. Nu există așa ceva. Există lege și interese. Să vă spun ceva. Deci eu, uite, am vrut să vă arăt. Am făcut o plângere pentru discriminare în penitenciară câte ANP. De ce? De ce? 3 ani jumătate eu am fost categorat periculos. Da. De ce? Deoarece sunt din cauza faptei. Da. Conform ordinul 383 pe 2003. Fapta ANP-ului. Este de bun. Terorism și... Domnul Omar Haisam, tot categorat terorist, da? Cine a fost o zi la periculoși și culmea că și-a pus și coada pe spinare și ne-a zis pa. Dar dacă îți dă tâmpiți. Bine, cu ajutorul cui trebuie. Deci Omar Haisam n-a fost niciodată la nici periculoși? Nici o zi la periculoși. Eu am stat în cătușe 3 ani jumate, cătușe cu lanțuri, mi-am văzut familia numai prin geam. De ce? El stătea la vorbitor și fuma. La masă. Cu avocații, cu principii. N-avea treabă. Nici măcar nu zicea nimeni să nu mai fumeze acolo că n-avea voie. Că era Omar Haisam. Cine putea să aibă asemenea influență să-i facă chestiile astea? Și am zis, domnule, este discriminare. Eu am spus că nu e, domnule, deci ce vreau să aici? În baza cu articolului 38, alineatul 5, litera B din legea numărul 275 pe 2006, strânge plângerea înregistrată la 21.12.2006, aici la câte judecătorul delegat, ca nefondată. Am făcut contestație. S-a terminat. Păi cum adică? Eu sunt cetățean român, la cetățean nu știu care, dar spune foarte clar acolo că nu se fac discriminări pe genul că vârstă, boală sau cutare. Ești catalogat în cauza faptei. Era ori 2003, 2004, până în 2005. Până clar, ai fost periculos, te băgăm la pe, în cauza faptei. Ai stat de vorbă vreodată cu Omar Haisam dumneavoastră? Burda ca un iepure pe hol. Îl durea undeva. El? Da. Vorbeați cu el? Că așa, dumneavoastră erați pentru terorism, el pentru terorism, nu, o chestie de genul. Nu stăteam în aceeași cameră și el stătea în cameră de arab, bănuiesc. Da, dar l-am văzut pe hol și nu părea bolnav. L-am văzut și la vizită, că avea aceeași zi de vizită cu mine și noi făceam și un pariu. Deci ăștia din penitenciar ziceam, băi, ăsta gândește dacă într-o lună a ieșit, pleacă. Și așa s-a întâmplat. Deci noi știam înainte ce se întâmplă aici.